So Kiev is gonna give me a ride to my aunt with this new Nissan GTR. And here is Rob, the assistant driver. Yeah. Yeah. So thank you guys. This is Abby's Dodge Ram, I think. No, if I'm right. Syringe. Everything is extra large, man. Like those are so big. It's America. Yeah. It looks like every house is on a hill. That's for sure this area. All right, Rob. Smekeria. There we go. Yep. All right. Let me set R mode. R mode. R mode. All right, baby. Interesantă zona asta unde stați voi așa cu casa asta pe dealuri, nu-i zis? Așa ne place. Un pic mai de distanțat. Nu prea aproape. Alright, oh yeah, let me check the... A pus-o în armă. Aici ajustez suspensia, aici ajustez diferențialul și aici ajustez tracțiunea. Am cumva suspensie start, parcă. Ia, ia, l-a pus-o pe A, pe tare. Și aici îți arată tot. Presiunea de turbo, pedala de accelerație, G-force, fuel flow, everything. Ah, eu văd care computer. Ia, ai făcut de race. Direct competitor, ăsta a făcut-o să fie direct cu Porsche. Se competeze direct cu Porsche 911 Turbo S, adică cel mai tare 911, știi? Aia e mașina, a standardul de mașină care o folosit, știi, când au developat GTR-ul. Observe, amigo! Vrei să-i lași jos sau să-i ridici, vezi? Da, tu vine. Ca la aia, la Ferrari, știi? Ferrari aia nouă, la Ferrari. Și la aia, bine, la aia, nu numai ăsta se mută, dar și pedalele ți le poți muta în față, în spate, cum vrei. You know? Vezi când o calce, vezi turbo, vezi când e la maxim, vezi turbo, cum începe să-și deie drumul. Și un pic liber să-ți arăt launch control-ul și de care vorbeam. Ok. Să make sure să nu vină nobody. Let me see, is anyone coming? Nu vine nimeni. Și nu-i nimeni nici în spate. Ok, uite aici, hai să arăt. Check it out. Ready? Da. Ok, watch. Cum să fie? Că deja știu ce să fac. Ai văzut cum a patinat? E gândită. Are niște engineers în ea, cum e gândită. E sistemul de tracțiune și transmisie. De aia o zis că asta e gândită în așa fel că dacă schimb orice la ea, motorul, transmisia, diferențialul tot e făcut ca să scoată cel mai rapid accelerație posibil. Așa e gândită, așa e făcută. E făcută pentru... Da, nu numai pentru accelerație, e făcută pentru track, să o duci la track. Da. Dar inginerul care a făcut-o a zis că majoritatea mulți să gândesc o mașină performantă trebuie să aibă putere multă și greutate puțină. Zic că nu neapărat. Știi? Și el de-aia a arătat. Zic că uite, asta are greutate cât o mașină de 4 uși. Zic că chestia e că trebuie să greutatea te apasă în jos. Da. Și de-aia e bună pentru tracțiune. Cu cât ești mai greu, cu cât ai mai bună tracțiune. Dacă trebuie să ai greutatea să fie chiar păstăros, să o pui cât de... în locul unde, da. Unde afectează tracțiunea cea mai bună. Și de-aia la asta transmisia e în spate, nu în față. Motorul e în față, transmisia e în spate, care după aia are drive shaft care merge în față, la roțile din față și este drive shaft în spate, pentru roțile din spate.